Doamnelor și domnilor, în emisiunea noastră avem și o invitată absolut minunată, pentru că tot vorbim despre tineret, despre faptul că avem nevoie de copii tineri talentați care să ne reprezinte. Trece pe la noi în această dimineață Sara Munteanu. Bună dimineața. Bună dimineața. Tu ești generația copiilor serioși și tineri. Vino lângă mine, te rog. Pentru că ești foarte, foarte serioasă, foarte, foarte, foarte... Ești bine? Da. E greu pentru voi la ora asta, nu? Da. Da, pentru voi, tinerii, nu e... Alte... La ce oră te trezești de obicei? 10, 11. Pe la 10, 11, da. Te-au adus cu forța? Nu. Nu. Adică nu. Ai venit de bună voie și nesilită de nimeni. Nu să vreau să te țin mult, pentru că știi cum e, când ți-e somn, nu prea ți arde de... E ca la școală, la prima oră. La ce oră intri la școală de obicei? Înveți dimineața sau după amiază? După amiază. După amiază. Dimineața ai fost durată? Da. 1-4? 1-5. 1-5, nu prea l-ai simțit. 1-5, nu e, te duc părinte. Da, uite, de exemplu, la liceu, să știi, ce clasă ești acum? A 7-a. Când o să ajungi la liceu, dacă piști dimineața, la prima oră, când o să te întrebe doamna profesor sau domn profesor, de exemplu, de chimie, știi? Care, cum, tu o să dormi. Deci notele cele mai mici o să le ai între ora 8 și ora 9. Da. Deci ce oră îți pică acolo o să fie greu. Te-ai apucat de cântat pentru că? Pentru că mi-a plăcut. Știam că locul meu va fi pe scenă și da. Colegii tăi te au susținut, au fost alături de tine, toată lumea fericită, până într-o zi când s-a întâmplat o întâmplare. Mama mea m-a dus la o școală de canto. Și de atunci am început să cânt și să merg la concursuri, festivale. Câți ani și ori aveai în momentul în care... 8. La 8 ani? Da. La 8 ani și a decis ea pentru tine, adică tu nu știai așa că vrei să cânti. Ba da, eu știam că vreau să cânt și am spus că vreau să mă duc la o școală de cant, o m-a dus și am început să cânt și mi-a umezit visul acum. Dar dacă n-ai fi cântat, ce ai fi vrut să faci? Nu știu, chiar nu știu, n-am nu un plan gândit. De... Nu, nu, nu. Adică n-ai un plan de rezervă. Muzica, da. Dacă, Doamne ferește, nu mai merge cu gâtul, să zici, băi, vreau să mă fac medic veterinar. Nu, nu am niciun plan de rezervă. Bun. Dar să zicem așa, dacă am proiectat, cam ce meserie ți-ar plăcea? Mi-aș vrea să mă fac make-up artist, dacă nu mi-ar merge. Asta, să știi că pe make-up e rupere și în ziua de azi. Da. Deci care, cum, pac, make-up artist și creator, de ăsta, critic de modă mai merge. Da. Da, te uiți de aici, te zici, bă, asta îmi place, asta nu-mi place, m-ai înțeles, dar pe make-up artist, bă, mă ruperi. Care n-are un job, cum se face de ăsta, influencer sau make-up artist, e o nebunie. Fii atent, am auzit că ai avut o întâmplare nefericită la un moment dat, cu niște fete, care n-au fost chiar cele mai prietenoase. Da. Păi, s-a întâmplat, ca să mă atingă unde mă doare pe mine cel mai tare, s-au luat de mine... Și am avut un conflict cu ele, dar am trecut peste și sunt puternică și am trecut peste. Ce înseamnă ai avut un conflict? M-au acuzat că eu nu cânt live și că folosesc autotune, dar atâta timp cât este munca mea, sunt banii mei, timpul meu, fac ce vreau și nu m-am lăsat de muzică doar pentru că mi-au spus ele. Primesc multe comentarii de genul, lasă-te că nu știi ce faci și că nu te pricepi. E munca mea, sunt banii mei, timpul meu. Unde îți scriu oamenii ăștia? Pe rețele de socializare sau sunt colegii tăi de față? Pe rețele de socializare mai mult. Pe fetele acelea le cunoșteai? Da. Cele care te-au pus să... Deci pe tine te-au luat într-un colț, nu? Da, și ca și să... ți-au zis, ia demonstrează-ne tu, măi, Sara, că știi să cânti, da. Nu? Și tu? Am cântat. Foarte bine, și le-ai zăpăcit, le-ai luat... Le-ai luat mau, ca să zic așa. Și când ai început tu și ai deschis gura, hai mă, las-o în pace. Da. Fii atentă, e momentul tău. Vreau să te uiți aici, în camera 4, asta unde e, și transmite-le un mesaj tuturor haterilor. Ia uite, am dat-o pe generația ta, frumos, ăstora de, știi, au ei ceva de comentat. Fiat, camera 4, mesajul ăsta rămâne pe vecie, 3, 2, 1, o singură rugăminte, fără mame, ăștia care au trecut în neființă și da, să fie mai pe atenție, dă-i. Vreau doar să spun că eu nu-ți mă las de canto, ăsta e visul meu și oricine mi-ar zice un comentariu care nu e binevenit, nu mă las de canto, deci așa că nu mă las. Ți-ai luat și accentul ăsta puțin de moldovean când fii, știi, în momentul ăsta, a plecat din tine așa, eu nu mă las de canto, ca să știți, da, a plecat din tine așa. Astăzi ai venit cu o piesă care se numește Fiori, da. Compusă de Alexandra Dinu.
care n-are legătură cu fosta soția lui Mutu. Nu. Nu știi cine e Mutu? N-a prins. Nu. Ia lăsați-o, mă, băi, vezi mă de treabă. Tu nu știi cine e Mutu? Nu. Mai bine. Dacă nu știi cine e Mutu, lasă că să-l sunăm. Uite, bă, o fată în România, un om care nu știe cine e Adrian Mutu. Deci Adrian Mutu este un fost fotbalist, de unde și vorba, ia să-i spui lui Mutu, că de aici s-a inventat vorba asta, știi? Și a fost fotbalist mare, unul dintre cei mai mari din România. El la un moment dat a fost suspendat pentru că a jucat într-o altă ligă, știi? Juca în liga din Anglia și pe omul s-a dus un pic, da, o să vezi tu. Iar acum este antrenor la Rapid, echipa de ține asta. Știi ce e Rapid? Rapid nicio. Nu știe nimeni nici ce e Rapid, stai liniștită. Așa e o echipă de fotbal, niște băieți joacă acolo și el îi antrenează. Iar el este foarte cunoscut, o să dai tu pe Google, da, Adrian Mutu. Și a avut o soție pe care o chema Alexandra Dinu. Nu. Actriță și ea. Da, deci e artist. De asta m-am gândit că poate cine știe, s-a apucat de compoziție. Deci Alexandra Dinu este compozitoarea ta. Da. Dacă trebuie să-i mulțumești cuiva, acum trebuie să o facem. Lui mama. Trebuie neapărat să-i mulțumesc lui mama. Și eu, tot lui mama trebuie să-i mulțumesc că a trezit-o și a adus-o la emisiune. Sărut mâna. Data viitoare băgați și un pic de energie. Pe la 5, treziți-o de la 5, doamnă, da? Nu mai lăsați așa. Aveți un mesaj pentru fetele care n-au încredere în ea, mama? Pentru răutăcioși? Spuneți tare. Ea va cânta și își va continua visul. Este și mesajul mamei, doamnelor și domnilor, Sara Maria Munteanu Fiori. O să vreau să vii aici puțin mai în față și data viitoare, fii atentă, ți-aduc și două fete, balerinilor, dans. Fii atentă, vreau să fie plin de energie și să fii ca o adevărată vedetă, da? Da. Le facem un cidul ăstora de la televizor. Și încă o dată, a spus fata că nu se lasă de cântat, a spus, fiți atenți, voce, glas, talent. Sara.